ziua. Astăzi, Sindicatul Egalitatea, la care sunt afiliați și angajați din instituția Prefectului Buzău, a hotărât organizarea unui protest, o grevă de avertisment, în intervalul 10-12, cu încetarea lucrului, ca măsură de protest pentru faptul că în urma grevei generale din aprilie, din primăvară, nu s-a rezolvat nimic cu salarizarea noastră. Am tot sperat că în urma acelei greve generale, ministerul nostru va lua măsuri. Am solicitat atunci trecerea de pe grila de funcții teritoriale, pe grila funcții de stat, cu corectarea corespunzătoare a salarizării, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu mai spun că instituția noastră, prin angajații săi, asigură controlul activității administrației publice locale, asigură conducerea instituțiilor deconcentrate și iată că conducerea ministerului nu face nimic în sensul recunoașterii importanței muncii noastre. Mai mult de atât, dacă în urma acestor proteste, ministerul nu ia în considerare creșterea salariilor noastre, discutăm din ce în ce mai pregnant să boicotăm alegerile europarlamentare din vara anului viitor. Nu se mai poate.